episcopul Buzăului și Vrancei să-L pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. E bine, credinciosul popor român de pretutindeni, de conducătorii țării noastre pe mai mari orașelor și satelor, și pe iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. De cei adormiți într-o fericire, patriarche, biserici ortodoxe române, Mironicot, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Ectitorii și binefăcători acestui sfânt lăcaș și pe ascultitori militori și făcători de bine să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți într-o fericire, eroi ostași, luptători români, căzuți pe toate câmpurile de luptă, din toate timpurile și locurile, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pe cei care au murit în închisorile comuniste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei care au adus aceste cinstite daruri, pentru cei care s-au dus vii, s-au dormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, fii și fiice, soți și soții, pe fiecare într-o rudenie cu noi, pe fiecare după alță lume, să-L pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Și pe voi, preotorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Oh.